Ne aflăm în zona de debușeu a văii râului Valea Largă, afluent de dreapta al râului Prahova, în zona stației CF Haltă Valea Largă, în axul autostrăzii, studiului de fezabilitate și al axului din 2006, zona kilometrului 123. 23500-600. Autostrada păstrează un aliniament de paralelism cu calea ferată, urmând ca în imediata vecinătate, către nord, să supra-traverseze calea ferată și să se apropie de zona Sinaia Sud, unde, așa cum se știe, se dorește amenajarea unui tunel. Da. Zona kilometrului 124, traversare peste calea ferată CF300 și peste râul Prahova, dintr-un pasaj și aproape de intrarea în viitorul tunel Sinaia. Zona kilometrului 129-500, după axul din 2006, în zona de confluență Valea Rea cu Prahova, Valea Rea fiind afluent de stânga, autostrada, traseul autostrăzii ar trebui să iasă undeva din tunel în această parte, pe versantul stâng al Văii Rele și respectiv stâng al Prahovei, și să se înscrie într-un aliniament paralel cu calea ferată către cartierul Cumpătu, tot Sinaia Est. Ar trebui să meargă cam pe această direcție, undeva un pic din această frunte de picior de munte al plaiului Tufa. Plaiul Tufa, muntele Cumpătu. Și pe lângă constrângerile legate de imobile, niște case pe partea stângă a pragului sau dreapta, cum mergem pe calea ferată. Undeva în zona lateral stânga, lateral spate, ar trebui să fie ieșirea din tunel și în imediata vecinătate, în continuarea traseului către Brașov, amenajarea, după traversarea căii ferate, amenajarea unui nod rutier. În zona kilometrului 133-800, pe versantul stâng al Văii Prahovei, în apropierea orașului, mă rog, cartierului Poiana Țarului, orașul Bușne, căutăm o nouă alternativă care să ocolească toată zona rezidențială Poiana Țapului, undeva prin zona de sud, respectiv sud-est și est, printr-o soluție pe care să străbată muntele Zamora și să iasă abia în capătul de nord al orașului Bușteni, în zona de confluență a Văii Fetei cu Valea Prahovei, undeva nord Bușteni, sud Azuga. Suntem după axul studiului de fezabilitate în zona kilometrului 138-100, la, sperăm, viitoarea ieșire din tunel Bușteni, care se va face undeva în partea aceasta, pe partea stângă a Văii Prahovei, a râului Prahova, în zona de confluență a Văii Fetei, și totodată această ieșire din tunel va, după părăsirea tunelului, traseul autostrăzii va traversa Valea Fetii, respectiv printr-un pasaj superior, calea ferată și DN-ul, urmând să se înscrie pe partea dreaptă a Văii Prahovei până în zona Predeal, în zona DN73A. Suntem în zona kilometrului 141, după axul studiului de fezabilitate, în zona de confluență a râului Grecu cu Prahova, în axul traseului autostrăzii,
către direcția Predeal, respectiv venind din partea cealaltă, de la Bușteni, cu ocolire prin partea de vest a orașului Azuga. Suntem undeva localizați în partea de nord-vest față de orașul Azuga. Ceva probleme aici, structuri mai mari, aici este un traseu de relativ simplu. Avem o zonă relativ depresionară a celor două râuri principale, Azuga și Prahova. Nu sunt probleme ca cele întâlnite în zona Sinaia, Bușteni, legat de structuri, legat de... dar ca și zonă montană implică un studiu mai amănunțit asupra terenului. Suntem în zona kilometrului 146 din cadrul axului studiului de fezabilitate a autostrăzii Ploiești-Brașov, în zona nodului Predeal. Nod Predeal care implică iarăși câteva constrângeri legate de terenuri, de frișări și de asigurarea tuturor legăturilor cu cele două drumuri naționale, DN1 și DN73A. Autostrada vine din partea de sud, cum privim noi în imagine, în dreapta DN-ului, dreapta căi ferate, respectiv a râului Prahova, fără să traverseze aceste două artere, adică să nu traversează nici DN-ul și nici calea ferată, urmând ca în traseul acesteia aliniamentul autostrăzii să se înscrie pe așa zisul pârâu al Râșnoavei către zona pârâu rece, către orașul Râșnov, foarte aproape de confluența următorului pârâu al văii Leuca. Foarte aproape de locația drumului național DN73A, cu legătură de la DN1 către DN73, adică din Valea Prahovei către depresiunea Brașovului, avem în față imaginea viitorului traseu al autostrăzii Comarnic-Brașov în zona pârâu rece. Aici autostrada va urmări un aliniament în coborâre, să spunem, de la dreapta către stânga, adică de la est către nord-vest, pe la mijlocul masivului Fetifoiu, prin partea inferioară a zonei de la Trei Brazi, pe sub culmea Morarului, în spatele acelei clădiri a mănăstirii franciscane, Sfânta Treime, urmând să coboare către Râșnov pe direcție predominant, să spunem, vestică.